Având în vedere lipsa unor criterii clare, obiective, în domeniul artei, în general, nu numai în domeniul picturii contemporane, da, teoretic, cred că trebuie să fie vorba de intuiție. Sigur, e nevoie și de o anumită îndrumare și oricând, orice știre, cât de mică, în care un artist a avut un succes reportat în țară sau în străinătate, deja îi acordă câteva puncte, un anumit punctaj care poate să-l pună pe lista de viitoare achiziții. Oamenii de specialitate, noastră, casele de licitații, cred că aveți un rol deosebit de important în a forma gusturile pentru cei care nu cunosc, nu știu, vin din afara lumii artei și au nevoie de îndrumare. Au nevoie de o stabilire a unor repere în domeniu, în acest domeniu. Sunt convins că e nevoie. Bănuiesc că o piață matură e piața care, în egală măsură, tranzacționează și lucrări de artă clasică și modernă, precum și contemporană. Interesul pe care îl stârnesc și unele și altele din lucrări să fie în egală măsură sau apropiat. Probabil că în timp asta va fi trendul. Piața de artă contemporană, a cărui izvoare sunt nesecate și mereu apar altele noi, să ajungă să domine, să, cel puțin ca număr, ca de licitații, număr de lucrări oferite publicului. Îmi place Ciucurencu. Am avut ocazia să vizitez Muzeul Colecțiilor de Artă. E locul în care mi-am dat seama că Ciucurencu e un nume tare al picturii românești. Am fost un număr destul de mare de lucrări care cel puțin au fost pe placul și pe gustul meu. Da, Paul Neagu e un nume care, din păcate, a plecat, ca mulți alții, din țară. Dar probabil asta a fost o rampă de lansare pentru el și o recunoaștere probabil mai mare decât recunoașterea pe care am fi reușit să-i o dăm noi până acum. Am în colecție și o lucrare de Corneliu Baba. Iarăși e unul dintre pictorii care mă încântă, îmi plac. Ați aprecia valorile, a le pune la locul lor de cinste, e un lucru, consider că e un lucru normal.